Polițiștii de frontieră au descoperit și confiscat în urma acțiunilor de combatere a contrabandei cu țigări desfășurate în zona de competență aproximativ 18.000 de pachete de țigări de proveniență ucrainiană în valoare de 165.000 de lei. Pe numele unui tânăr implicat în contrabanda cu țigări a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. În cadrul acțiunilor de control, polițiștii au observat o persoană care se deplasa de la frontiera de stat către interior pe direcția localității Vicovu de Sus, transportând colete voluminoase. Întreaga cantitate de țigări, în valoare de aproximativ 40.000 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar tânărul este cercetat de către polițiștii de frontieră pentru săvârșirea infracțiunilor de trecere frauduloasă a frontierei de stat și contrabandă în formă agravantă. De asemenea, au fost depistate mai multe persoane care au trecut în not apa râului Tisa pe teritoriul ucrainean. Imediat au fost anunțate autoritățile de frontieră ale statului vecin despre eveniment, concomitent cu dispunerea unor măsuri de supraveghere și cercetare a zonei. O altă captură de țigări în valoare de 40.500 lei, cantitate ce a fost ridicată în vederea confiscării. În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, iar în continuare se efectuează verificări pentru identificarea persoanelor implicate.